Prim-ministrul Natalia Gavrilița recunoaște că de când a venit pasul la guvernare, populația a început să trăiască mai rău. De vină ar fi crizele în care s-a pomenit țara noastră și scumpirile care au erodat din bunăstarea oamenilor. Gavrilița a spus totuși că guvernul a mărit pensiile și salariile în această perioadă, lucru care a venit în sprijinul cetățenilor. În cadrul unui interviu, șefa cabinetului de ministri a fost întrebată dacă astăzi se trăiește mai bine decât acum un an când pasul se afla în opoziție. Natalia Gavrilița a spus că oamenii sunt cei care trebuie să dea apreciere nivelului de trai, sublinind totuși că acum se trăiește mai greu din cauza crizelor. În Moldova se trăiește acum mai bine decât un an în urmă când erați în opoziție. Asta nu trebuie să spun eu, asta trebuie să spună oamenii. Ba da, cred că ar trebui și dumneavoastră să faceți. Dumneavoastră simțiți că se trăiește mai bine? Cu siguranță există probleme foarte mari cauzate de criza prețurilor. Aceasta erodează nivelul de viață a populației. În același timp am crescut pensiile, de exemplu, mai mult decât rata inflației. Am crescut salariile, am acordat anumite indemnizații. Guvernul se preocupă în primul rând de acest nivel de bunăstare a populației. Prim-ministrul Natalia Gavrilița a recunoscut că și popularitatea partidului de guvernare a scăzut în ultima perioadă. Din comentariile, spre exemplu, de pe rețelele de socializare, simțiți că popularitatea guvernului pe care îl conduceți a scăzut în ultimele luni? Eu urmăresc inclusiv și sondajele de opinie. Eu înțeleg că susținerea pentru Partidul Acțiune și Solidaritate a scăzut la nivelele precedente înainte de campania electorală. Și vreau să vă spun că urmăresc aceste sondaje, dar și mai important, eu merg în teritoriu, discut cu oamenii, încerc să înțeleg preocupările lor. Eu înțeleg că este o perioadă de mai multe crize, o perioadă dificilă. Această creștere de prețuri bate pe buzunarul fiecăruia și sunt timpuri dificile, într-adevăr. Gavrilița a adăugat că pe ea mai puțin o preocupă popularitatea guvernului. Pentru ea este mai important cum guvernul să fie alături de oameni, cum să crească pensiile și salariile în aceste vremuri grele.